poate omenească, nu ținea minte nici măcar cuvântările pe care le ținea eu. M-a ascultat. Nu am minte, nu înțelegea, dar nu precis. Și-o venit în altă mănăstire și-am ținut de cuvântare. Și după ce s-a terminat programul, favoritul, m-am auzit să știi că am înțeles toate cele mi-a spus. Da, acum, dacă mă duc acasă să-i fie un tatăl tău, nu mă știu nimic. Am luat de la asta, am știut că așa este, n-am avut pretenția să țină minte ce nu putea ține minte și trebuie să schimbam pe un lipsa tău. Și mă întrebam eu, în gând, și după aceea am venit la proșii de mama, mama, ce îmi spune părintele ăsta care m-a venit acolo? Mama a stat așa puțin și nu a zis nimic. Și dacă am zis o linie, zice mama, apăr tot chinele în față. Ne învață să fim buni. Stimați ascultători, nu știu dacă eu puteam cumva să răspund de felul acesta, în orice caz, mi-am dat seama atunci, după aceea, și tot timpul, că ceea ce avem noi de făcut ca îndrumător de suflete, ca prânz, ca comunici, este să mulțim bunătatea, să ajutăm pe oamenii să fie buni. De ce? Ca să fie ca Bunătul Dumnezeu. Așa că ceea ce am urmează să face fiecare dintre noi, de la tinerețe până la potrivnițe, este asta, să fim buni. Tot tine ne învață. Ne învață să fim buni. Ce înseamnă? Să fim buni. Dacă nu suntem buni, nu suntem în rolurile noastre de creștini, nu suntem în rolurile noastre de oameni, nu suntem în rolurile noastre de oameni cum se cale, nu suntem buni de ideea lui Dumnezeu. Noi suntem buni, suntem cum vrea Dumnezeu să fie. Tot tine învață. Ne învață să fim buni. Adică în asta aș putea să spun și altceva și mă spun chiar. Vrind la dată vorba despre un părinte de la mănăstire, de părintele Senasin. Și părintele Senasin era un tare, tare consecat. Un lucru. Era un om care se bucura toamnă. Era un om care îl mulțumim prieteni și bucurina. Era un om odihnitor de oameni. Un om al bucuriei. Un om care era suflet. Un om împlinitor. Țara mai mare era la un suflet între noi și cu el și s-a auzit un cuvânt pe care ți-l spune întâmplător sau organizat. Și eu venim unul de pe părintele Serafin. Și zic eu, de părintele Serafin, că e omul ce răspunde celor din jurul meu, din casa noastră, a fost acesta. Apoi, bun să și zică, și dacă nu-i bun, n-ar putea să se amă. De când n-ar putea să se amă, nu se vrea să nu. Am reținut și cu lucrul acesta, pentru că nu-i plăcut. Și îmi place să spun, tot tine e plăcut. Ne învață să fim buni. Și place să spun, bun să știi. Și dacă nu e bun, n-are treabă să stea acolo. De fapt, nu se potrivește cu rolul de mănăstire, ceva care nu e bun. Nu se potrivește cu rolul de creștinești, cineva care nu e bun. Nu se potrivește cu rolul de omului, cineva care nu e bun. Ca să fim rolurile tale, cele trebuie să fii bun. Dar ce înseamnă să fii bun? Întâi înseamnă să nu fii bun. Și după aceea înseamnă și să fii bun. Ce din timpul pe care trebuie să arată o privire cineva care vrea să fie bun, trebuie să se sfidească să nu fie rău. Bunătatea și răutatea nu se pot întâlni niciodată. Decât dintr-un amestec, am venit la mănăstire, o trei priva cu părinte, un sărac care a ajuns la mănăstire
că mă gândesc în mănăstire 24 de ani. Și eu am avut un om consecau, un om de treabă, un om de care trebuie un loc. Și o dată îmi spune el, tată, pe om dacă îi cauți de bun, bun îl găsi. Și dacă îl cauți de rău, și rău îl găsi. Deci același om poate fi văzut ca bun și poate fi văzut ca rău. Și asta se potrivește în general la oamenii care nu sunt cu deplinătate bună toată și nu sunt cu